Jonathan Blumer, președintele Morgan Stanley International, este dat dispărut alături de soția sa în naufragiul iahtului în Italia. La 24 de ore după tragicul eveniment petrecut în largul coastelor Siciliei, scafandrii continuă să caute trupurile celor 6 persoane date dispărute. O călătorie pe mare s-a terminat tragic pentru pasagerii unui iaht de lux din Italia. O furtună violentă a distrus tot vasul care s-a scufundat rapid în largul coastei insulei Sicilia. Unul dintre cei aflați la bord a decedat, iar alte 6 persoane sunt încă date dispărute, printre care și un copil. La 24 de ore după naufragiul iahtului The Bayesian, încep să apară nume importante printre cei dați dispăruți. Jonathan Blumer, președintele Morgan Stanley International, precum și soția sa Judy Blumer, sunt căutați cu disperare de scafandri. Cei doi erau însoțiți de încă un nume important, Bill Gates al Marii Britanii, adică miliardarul Mike Lynch, care și-a primit porecla după ce a înființat o companie tehnologică globală de succes. Până acum, 15 pasageri și membrii ai echipajului au putut fi salvați, iar restul sunt în continuare căutați de echipele de salvare. Victima decedată face parte din cele 7 persoane date dispărute, dintre care 4 sunt de naționalitate britanică, 2 de naționalitate americană și una de naționalitate canadiană. Iahtul The Bayesian a fost construit în Toscana în anul 2008 și restaurat în urmă cu 4 ani. Cu toate acestea, specialiștii spun că de vină pentru cele întâmplate ar fi catargul său, care nu ar fi rezistat furtunii și s-ar fi rupt. Operațiunile de căutare sunt continuate și desfășurate de 4 nave ale pazei de coastă, un elicopter ce aparține gărzii de coastă și o echipă de scafandri din cadrul detașamentului de pompieri.